cu noul material discografic. Care arată un album soul jazz. Mare fel. Ți fac cadou cu mare drag. O să rămână, mulțumesc. Wow, ce bucurie, să-l ascult cu mare plăcere. Tot weekendul am ascultat așa, în buclă, o altă piesă de a Irinei Popa, pe care o veți auzi și dumneavoastră imediat. Stați cu noi să vedeți ce muzici frumoase încep să curgă către dumneavoastră. Love in Sicilia se numește și este o colaborare, un featuring între Irina Popa și fetele de la Amadeus. Ei, dar Irina Popa nu cântă numai muzică gen Love in Sicilia, cântă și jazz, da? Da, iată că am oportunitatea de a face ceva concret în genul acesta muzical. Am cochetat întotdeauna cu gospelul, cu muzica blues, cu jazz, cu soul și prin acest material am oportunitatea de a arăta publicului acest lucru. Tu, dar publicul ce oportunitate are să audă un glas ca al tău? Știți că eu nu l-aud chiar așa dezlănțuit, fără perdea pe toată lumea, dar să vedeți ce glas are Irina Popa și eu cred că o să-mi dați dreptate, dacă nu vreau contraargumente serioase. Bun, vă propun să nu mai vorbim așa fără acoperire, ci să ascultăm materialul pe care vi l-am pregătit, să auziți în prima parte a clipului pe care noi l-am meșterit acolo, această incursiune în jazz făcută de Irina și, bineînțeles, piesa care a fost power play-ul weekendului pentru mine, Love in Sicilia. O mânuță de om, din care iese acest glas foarte puternic, foarte vibrant, foarte grav și care nu sună românește, așa, deci ascultându-te, dacă nu n-aș ști că te numești Irina Popa, aș zice, wow, e vreo cântăreață, vreo gospelistă. Foarte vreo... mulți îmi spun lucrul da, ăsta. Ceea ce e super. Și mă simt onorată și privilegiată, pentru că Dumnezeu m-a înzestrat cu un har deosebit. Iar tu câtă muncă ai datorită pompat. Datorită căruia sunt și aici. Dumnezeu și-a făcut datoria, da. A pus da. Acolo talentul, talantul și unde trebuia harul. Sunt foarte recunoscătoare pentru treaba asta, pentru că față de alți oameni am altă modalitate de a mă exprima. Altă modalitate de a veni fața omului și să-i spun de fapt ceea ce simt eu. Cum a fost parcursul, Irina? Pentru că știu din povestirile altor artiști, mi-au mai dat așa tot felul de ponturi, că există un stadiu în care asculți muzică, simți, ai vrea să redai și tu ceea ce simți, da. Dar pentru că nu există o tehnică vocală, pentru că nu există o strunire, nu știi cum să ții de frâiele propriei voci, nu iese. Cum ai reușit tu să strunești atât de bine, de strașnic frâiele unei voci puternice, că mă gândesc că sunt niște cai putere acolo în voce, se strunesc mai greu. Pe mine m-a ajutat foarte mult și bagajul pe care l-am primit de la divinitate, ca să zic așa. Pentru că talentul nativ m-a ajutat să înțeleg anumite lucruri, m-a ajutat să învăț
anumite lucruri, dar doar cu talentul nativ nu poți să te descurci. Așa că am făcut rost de niște lecții și am învățat după câțiva maestri. Am văzut acolo pe pagina ta de Facebook, dacă intrați pe pagina de Facebook a Irinei Popa, o să vedeți cam pe unde au mers căutările ei muzicale și găsirile, niște găsiri foarte frumoase. Tu n-ai acolo 2-3 cântăreți care îți plac, se deschide vit, ai pomelnicul. Da. Și am văzut și un trainer vocal care și mie mi-e cunoscut și am zis, wow, zic bine, Irina, Eric Carson, nu? Oh, da, așa. Eric Carson, Eric Dillard și Brett Manning, totodată. Brett Manning, da. Da, este extraordinar și chiar îi trimisesem un clip. Wow, mine. Super, i-ai trimis clip, un clip în care cântam o strofă din Amazing Grace și a fost foarte, foarte încântat și a spus că se simte onorat că a putut să învețe o asemenea voce și dacă mă poate ajuta într-un fel. Și am mulțumit, i-am spus că sunt onorată, că în primul rând mi-a răspuns la... Și acum chiar comunicăm pe Facebook. Grozav! Like-uri la poze. Da, îmi place de tine. E un tip deosebit. Treci repede la fapte. Deci, pac, ai pus mâna pe tastatura computerului, da, ai scris lui Eric Carson, nu? Lui Brett Manning. Ah, lui Brett Manning, care e și mai și decât... E și mai și. Are elevi foarte buni și foarte mulți. Exact. Ca să înțelegeți foarte bine despre ce vorbim, vorbim despre școala americană de... Taylor Swift, cântăreți, da, Taylor Swift, iată una Hayley Williams din mâna lui Brett Manning. Iar dumneavoastră, dacă aveți căutări muzicale, dacă aveți un glas frumos și vreți să faceți ceva cu el, să ni-l oferiți nouă, spre exemplu, poate n-ați găsit profesorul de canto sau trainerul vocal, cum vreți dumneavoastră să-i spuneți, nu l-ați găsit până acum sau nu aveți susținerea financiară necesară, intrați pe internet, căutați Eric Arsenal sau Brett Manning și veți găsi acolo la liber tot felul de clipuri care vă vor ajuta și pe dumneavoastră. Dacă pe Irina Popa au ajutat-o, eu zic că merită încercat. Totul e să ai răbdare și să urmărești fiecare clip, pentru că toate sunt într-o ordine și au un anumit ciclu al lor. Deci trebuie să le urmărești. În câți ani ai reușit, Irina, să... Dar nu asta m-a ajutat. M-a ajutat foarte mult bagajul cu care am venit. Sunt proptele care talentul fac nativ, treaba acolo. Dar ajută foarte mult tehnica, să ai suportul necesar și să nu obosești, să știi cum să respiri. Cam câte ore cânti așa, în concert? Să vă spun un mic secret. Eu în dulap îmi fac vocalizele pentru că nu vreau să deranjez vecinii. În dulap? Da. Și pentru că sunt mică, mă ajută treaba asta. Fără nimic în picioare. Și intru și fac vocalizele acolo. Doamne, asta n-am mai auzit. Da. În viața mea. Și mi-te și imagine, stau câteva. Adică să mă duc și eu câte ceasă. E foarte... Pe la ce oră te apuci? Dimineața, după amiaza, când am câteva reprize. Eu știu, dimineața, când pe la ora 9-10, prima repriză de jumătate de oră, eu știu. Apoi, după amiaza, pe la 5-6, dar nu întotdeauna respect programul. Important e să mă țin de programul ăla. Ar trebui să întrebăm dulapul, cred că cel mai bine. Eu și cățelul. Câteodată îmi zgreapță-mă la ușă și primește-mă și pe mine. Da, eu știu. Dacă e o idee bună să-i privezi pe vecinii tăi de pregătirea vocalizele ta, nu sună la fel ca și cântatul. Așa. Nu au neapărat armoniile alea, dar vreau să fie liniștiți acolo, să nu-i deranjez. Ne spuneai de acest album, pe care îl avem aici, The Dream. Puteți visa alături de Irina Popa. Sunt câte piese avem aici? 2, 4, 6, 8, 10. Din care una instrumentală. E un album lucrat în colaborare cu Cornel Cristei, un pianist și un muzician desăvârșit. De astfel, Cornel Cristei este primul om care m-a remarcat la un festival. Mi-a întins o mână și am început să lucrez în studio cu el. Și, ce să zic, e un lucru excepțional că am putut realiza până la urmă albumul acesta de suflet. Este foarte lungi, văd, adică nu te încadrezi în tiparul de Eurovision, să zicem, cu albumul ăsta. Toate piesele sunt cam peste 4 minute. Da, pentru că... Merg, cea mai lungă are 5 minute 51, wow, 6 minute. Pentru că și Cornel și-a dezlănțuit talentul. Deci e și un regal instrumental, nu doar vocal. Sigur. Piesa în engleză, The Train, The Desert, The Dream, The Yellow Bus. The Yellow Bus. Deci ați luat mijloacele de transport...
în comun, văd aici. Și textele sunt atipice. Mm-hmm. Nu sunt neapărat despre dragoste, despre ce se cântă nowadays. Sunt Dacă despre... ar fi bine să ne spui povestea într-o manieră mai rezumativă, așa, a acestor 10 piese, da, am pomenit eu câteva nume, mai avem About You, Better Without You, Ecstasy and Agony, Happy mm-hmm. When I Think, First Love, Fingersprint. Bun. Cum ar suna povestea, așa, spusă pe vorbe doar, nu și pe note? Album. Povestea acestui album. Piesele în total. De unde ne iei și unde ne duci? Ia poartă-ne un pic. Păi, da. În About You, e o piesă care de altfel o și cânt cu Cornel live la televiziune, când avem oportunitatea de a cânta live. Despre, nu știu, dorul de a fi iubit. Despre, de exemplu, în The Yellow Bus, sunt îndrăgostită de un conducător auto, conducător al unui autobuz, și e un tip corpulent, eu îl urmăresc, eu știu, mă uit la televizor și dau pe un film horror, tot felul de... A, deci n-ai mers pe un clișeu. Nu, un amestec, e un amestec. Clișe. Uite, te-ai îndrăgostit de un șofer de autobuz corpulent, nu de un... Da, 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 adică nu vrem să fie dragostea aia a zilelor perfecte, ci totul să fie atipic. Chiar și melodiile sunt total altceva. Cum ai apucat tu, până la o vârstă fragedă, să decelezi, să treci prin filtre tot felul de astfel de sentimente și să alegi grâul de neghină, cum se zice, să alegi clișeul de ceea ce poate spune ceva nou? Da. Întotdeauna urmăream să fie, la început, ce obțin, urmăream să fie tehnica foarte bună, încântat. Piesa să mă atragă, să o simt muzical. Dar mai târziu mi-am dat seama că, de fapt, trebuie să urmăresc și versurile și că trebuie să le simt. Și am, nu știu, cred că capacitatea asta de a vedea într-o piesă ceva de succes. Adică aleg piesa aia și o simt. Dacă o simt, înseamnă că o să prindă. Dacă nu, și chiar dacă am înregistrat piesa respectivă și simt că totuși n-ar avea... Rămân cu ea în sertar și... Ce scrie aici? Sunt inițialele mele. Aha. Irina Popa. Toată lumea mă întreabă. Ah, dar ce drăguț e stilizat. Da. Da, da, da. Este o împătimită a piercingurilor tatuaje. Nu neapărat. O să vedem în timp așa o... Să vă spun un secret. Mai am unul pe spate. Mai am unul pe spate, dar încă nu-i terminat. Da. E un tatuaj făcut în onoarea bunicii mele. Chiar a fost realizat de ziua ei. Ar fi împlinit o vârstă frumoasă. Da. Am înțeles. Ei, pentru că tot ai pomenit tu de zile de naștere și așa, ia să vedem dacă lovesc eu cu una dintre întrebările mele de la Roz în plic, doamnelor și domnilor, pentru că urmează provocarea pe care o lansăm Irinei Popa. Calea cea mai grea sau calea cea mai ușoară? Să vedem ce o să fie, ce o să fie. Ia să vedem. Poți să aleg? Da, te rog. Păi dacă tot suntem în culoarea roșu, roșu. Da? Ah, ok. Da. Bun. Mizăm pe... Deci când o să vreau să aleagă un invitat plicul roz, să țin minte, să mă bag roz, că îi induc așa. Poți să deschizi? Te rog. Ups. Mulți artiști mărturisesc că au coșmaruri care i-au urmărit o viață întreagă. Că intră pe scenă și cad în văzul spectatorilor, împiedicându-se de temir ce? Că își pierd subit și definitiv vocea sau că uită tot textul, etc. Ție ce vis urât nu îți dă pace? Cred că pentru fiecare artist ar fi oribil să, nu știu, să nu fie în voce în ziua respectivă sau să nu poată da tot ce poate. Asta cred că e cel mai groaznic. Să nu fii în voce. Ți s-a întâmplat să... Da, 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 chiar la lansarea oficială. De acasă și când ai ajuns da, la locul da. Concertului? Chiar la lansarea oficială albumului, eram răgușită groaznic. Și repetițiile, efectiv, le-am făcut cu Cornel șoptit. Uh-huh. Ei, când a venit momentul cântatului, am cântat. Nu știu cum. Dar am cântat. Și lumea a fost foarte încântată. Asta chiar că e o
A fost o minune. Magie. Da. E o minune, un număr de iluzionism reușit. Totodată... De unde a venit vocea, Plocon? Exact când ai mai mare nevoie de ea, deși aveai... Cred că și creierașul, da? Te ajută un pic. Adrenalina oare? Sigur. Dar cel mai mult să fii tu foarte... Mm. Și să vrei să dai tot, pentru că după aia... Exact. Universul, cum se zice, nu? Conspiră pentru ca tu să... Da. Mm-hmm. Să zicem că ai 80 de ani și continui să cânți jazz, dar lumea îți reproșează că te-ai ridat mai mult decât cere expresivitatea. Mm-hmm. Ți-ai face lifting facial, botox sau alte minuni? Probabil că nu din cauza faptului că mi-ar spune cineva. Mm-hmm. Că probabil mi se spune și acum, la 20 de ani cât am. O, Doamne! Ia, dar, arată-mi și mie, ia, adu-i încoace. Băi, nu poți fi pe placul tuturor. A, asta dar, corect, bineînțeles. În niciun caz pentru oamenii care mi-ar cere să fac. Și pentru mine, să mă simt eu confortabil. Mm-hmm. Deci nu, nu. Dar nu știu dacă prind 80 de ani, pentru că, pentru că atât de intens trăiesc și atât de... Eu am observat că... În general, cei care trăiesc foarte intens și care ard așa, se consumă, de zici că nu mai rămâne nimic din ei, ăia prind. Trăiesc cel mai 80, mult. 90 Mi-ar plăcea ani. Totuși să prind 80 de ani și să am o școală și să am elevi pe care să-i învăț și să inspir. Cântă și dă mai departe. Da, cam așa, pentru eu îmi doresc foarte mult să inspir pe cei din jurul meu. Să fiu inspirată și să inspir la rândul meu. Frumos. Când ai comis-o, cel mai grav, când ai dat greș sau când nu ai încercat? Cred că B, când nu ai încercat. Au fost momente în care nu am încercat, eu știu, poate că nu am avut curajul și am regretat. Așa că acum nu mai fac treaba asta. Uh-huh. Și pur și simplu go ahead. Păi mi-ai dat un exemplu concludent. Dacă ai pus tu mâna acolo pe da, tot trebuie să vrei și să dorești și să fii într-o conexiune cu creierașul. Să fii în conexiune și cu universul și cu ceea ce auzi tu și cu divinitatea. Mm. Ești un om care e evident din discursul Irinei Popa, cred că și pentru dumneavoastră e a, nu știu, a patra, a cincea, a șasea, a șaptea oară când pomenești de Dumnezeu. Și e un lucru frumos să ne mărturisim credința până la urmă, mai ales că uite, suntem în perioada asta binecuvântată. Cum îți trăiești tu credința, Irina? Fără Dumnezeu nu aș putea exista. El mă ajută, el mă sfătuiește, totodată îmi dă și, cum să spun, situații mai dificile prin care să trec, tocmai pentru a învăța un lucru și pentru a mă ridica din nou. Am avut de foarte multe ori perioade mai grele și am reușit să trec doar datorită lui, pentru că doar el te înțelege. Bine, nu vreau acum să dau în discuții, eu știu, spirituale și să mă înțeleagă lumea greșit, dar efectiv, cred că lumea știe despre ce vorbesc, că fără Dumnezeu nu poți. Întotdeauna, chiar și când mergi pe stradă, chiar, nu știu, când mănânci, când vorbești, chiar când poate când vorbim, totuși îl rogi pe Dumnezeu, ajută-mă să pot reuși în treaba asta, ajută-mă să pot, să pot. Hai, ce bine te înțeleg, dacă ai ști. Mă bucur. Observ din ce ziceai tu, că deci nu ești genul care cumpățește ceva mai rău, poate că pe moment ar zice de ce mi se întâmplă numai mie, dar de ce trebuia să pățesc eu? Deci nu zici așa, zici poate mulțumesc, că pe moment, am nevoie de poate că pe asta. Moment da, dar apoi îți dai seama că trebuie să-i mulțumești, că ai învățat ceva și că devii mai puternic, mai bun. Vii în fața publicului cu ceva de calitate, mult mai bun și o altă persoană, schimbată în bine. Oamenii să știe, deci când te văd acolo pe scenă, că E și o trăire de credință în tine, nu numai o trăire artistică și muzicală. Și mulți spun că e un filtru foarte, foarte important, care mai cerne ce trebuie cernut, dar mai și adaugă ce trebuie pus acolo, pentru ca melanjul artistic și sentimental, emoțional să iasă complet. Haideți să mai vedem o mostră de astfel de melanj. Yeah.
puțin și viața ta s-o ești de-a mea. Un vis frumos trăim, rămâi nu pleca. Rămâi nu spune nu și toată lumea s-o sfârși. Atunci doar eu și tu ne vom despărți. Vrei să ai și mai multă grijă de sănătatea ta? Începe acum o cură de detoxifiere avansată a colonului și a ficatului. Alege pachetul Super Detoxifiere. Colon Help plus Liver Help. Cea mai puternică soluție de detoxifiere de la Zenit. Fă o cură completă de 3 luni și vei vedea diferența. Primăvara aceasta la un preț super promoțional. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Să-ți aduc serviciile digitale ale viitorului. Abonează-te acum la Acta Cablu sau Acta Internet și beneficiezi de 50% reducere pentru primele 3 luni de abonament. În plus, ai abonament gratuit la Acta Telefonie și 20 de minute naționale incluse. Te așteptăm la sediile Acta și la reprezentanții noștri din localitatea ta. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Toată lumea e cu ochii pe ei. Toată lumea e alături de ei. Și totul ne privește pe noi. Lumea ne privește. Înțelege ce se întâmplă în lume și cum ne afectează în mod direct deciziile luate în celălalt colț al globului. Din emisiunea Est, Vest, Rest cu Cristina Liberis. De luni până vineri, de la ora 16:30, numai la Giga TV. Gândim altfel. Avem timp să ascultăm. Avem timp să înțelegem. Trebuie doar să vrem și să începem de undeva. În mintea mea,
din mintea ta, din mintea cuvintelor. În mintea cuvintelor, în fiecare seară, de luni până vineri, pe Giga TV. Vă aștept! Continuăm să ne minunăm de vocea frumoasă a Irinei Popa și ca să vă molipsim și pe dumneavoastră, o să curg așa ușor pe fundal din piesele jazz ale Irinei, pentru că mi se pare o manieră perfectă de a începe săptămâna, pentru că tot e luni. Roșu și jazz. Roșu și jazz. Dar când e 13 februarie, cum e? Cum e să fii născut într-o zi de 13 februarie, Irina? Și ce sărbătorești, ziua ta sau direct Valentine's? Nu, să știi că m-a întrebat mama, s-ar fi plăcut să te cheme Valentina? Uh-huh. I-am spus clar că nu. Nu că nu, dar nu m-aș fi simțit eu ok cu numele de Valentina, adică mi se potrivește Irina. Mm. 13 februarie, o zi în care îți sărbezi onomastica. Da, americanii nici nu au etajul 13, deci se sare direct la 11 la... Cool. De la 12 la 14. E o zi specială. De altfel, pentru toată lumea, ziua onomastică e o zi specială. Mă simt foarte bine când primesc... Vreo incidență malefică. Nu, deloc. Te-ai născut și într-o vineri cumva, că se zice, vineri 13. Nu mai știu exact ziua, știu doar... Apoi să o întreb pe mamia ta. Știu doar ora. Uh-huh. A fost 21:30. Uh-huh. Da. Și mă simt privilegiată că primesc foarte multe urări de la oameni de pe Facebook și tot timpul le spun că îmi face ziua mult mai frumoasă. Că... Sunt foarte multe urări și mă simt emoționată. Te găsesc oamenii, să le zicem, deci pe Facebook, dar pe Facebook ai și un și o un pagină de artist. Musician page, Irina Popa, la fel. De altfel, vor vedea poza de pe album, coperta albumului. Mm-hmm. Așa mă pot recunoaște. Ce mai punem acolo, pe lângă muzică? Dintre, știi, se zice că cine are un talent are mai multe. Ce mai găsim? Ok, am bifat... muzică, o voce incredibilă, un feeling despre care tu ne-ai vorbit. Ce mai avem? Sunt o tip ambițioasă, prietenoasă. Când mă simt bine undeva, fac atmosfera să fie mai veselă. Îmi place să ajut oamenii când pot. Și restul, cred că las la latitudinea oamenilor din jur. Nu prea place să mă laud sau să... Ca de obicei, de multe ori, sunt păreri total diferite. Cred eu ceva despre mine și cel din fața mea crede altceva. Așa că mai bine las la latitudinea omului de lângă. E până la urmă cel mai important să te placă omul de lângă tine, prietenii, apropiații. Și publicul, bineînțeles. Bineînțeles. Tu nu cere din urmă. Ești așa foarte, foarte matură ca experiență muzicală. Întotdeauna am fost așa. Glas. Și mama întreabă, de ce ești așa serioasă? Cred că ai avut-o dintotdeauna, nu? Cum e să ai o voce care nu pare nepotrivită pentru vârsta ta? Cam când ai început să vorbești mai timbrat, așa mai... De pe la 12-13 ani am început să cânt cu inflexiuni și să-mi dau seama că pot face o carieră din treaba asta. Dar, ce să zic, prima mea apariție a fost, de fapt, la 5 ani. Eram un mic ștrunf la Palatul Copilor din Galați și eram coordonată de doamna Mariana Panamarciuc, o doamnă extraordinară. Și, ce să spun, cântam cu grupul, spuneam poezii. La un moment dat am cântat Așa-i Românul și părintele Casei Îngălățeanu a venit la ureche și mi-a spus, vrei să ajungi mare. Și atunci am băgat-o la... Ok. Și am încercat în timp să fructific talentul și să... Îmi dau seama de ce se întâmplă cu mine. Se întâmplă bine. Unde te vezi, Irina? Ce se întâmplă acum? Se întâmplă bine. Unde te vezi așa, peste încă un deceniu, să zicem? Peste vreo 10 anișori, așa. Femeia la 30 de ani, nu? Cum zicea Balzac. Mi-ar plăcea să am un show al meu. Nu țin neapărat să fie Celine Dion Vegas. Adică vreau să rămân la... Colegii mi-au băgat muzica ta în casă. Îmi va fi un pic greu să te mai și urmăresc, pentru că sună într-un mare fel. Dar mi-ar plăcea să am un show în care oamenii să vină și să mă asculte cântând doar... Sau să fie ceva divers, cu dansatori, cu balet, un actor care să recite.
și să și cânt. Mi-a să fie un show. Păi fă mai repede, nu da, fierbe până chiar la 30 lucrez la treaba asta. Lucrez la treaba asta alături de Cornel Cristei, un concept de show, o simbioză între muzică și teatru, alături de Alin Florea, un talentat actor care a și luat premiul tăi la un festival. Și să vedem. O să batem toate cluburile din capitală și nu numai și să... Wow, grozav! Să ne chem, Irina! Am reținut ideea, multă baftă, mult succes, inspirație. Mulțumesc. Și oameni potriviți pe lângă tine. Mulțumesc. Îți doresc frumos tot timpul. Așa și multă baftă cu emisiunea. Doamne ajută! Și să aveți tot ce vă trebuie. Mulțumesc mult, mult, mult de tot și ținem pumnii să ne zici pe unde te putem urmări. Anunță-ne acolo pe Facebook, că suntem cu ochii și cu urechile pe tot. Mulțumesc. Ce faci tu. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, v-am spus că ne ocupăm de dermat ziduri, de spart bariere astăzi, ca să începem așa în forță de luni. Prin muzica Irinei Popa, cred că se topesc toate zidurile. Dar dacă nu reușim nici așa, haideți să vedem cam cum putem să depistăm, în primul rând, zidul pe care îl ridică teama, zidurile, barierele pe care le ridică frica, temerile noastre de fiecare zi, temerile pe care noi le dospim în laboratoarele noastre personale secrete sau temeri de care se ocupă ceilalți. Nu l-am avea noi, dar se ocupă ei să ni le insufle, să ni le inducă. Revenim după nota bene cu doamna psiholog Ruxandra Rășcanu să vedem ce putem face astfel încât să scăpăm de temeri și să privim viața așa în ochi și să ne luăm de piept cu ea. Așa arată frica, groaza chiar, pe fețele noastre ale tuturor, de câte ori ceva ne dă fior reci pe șira spinării. Imediat ce simțim un pericol, mimica noastră exprimă fidel sentimentul de insecuritate pe care îl trăim. Expresia fricii este de altfel una dintre cele 7 microexpresii de bază pe care fețele noastre le compun. Dezgust, furie, frică, bucurie, tristețe, surpriză și dispreț. Indiferent de rasă, vârstă și sex, cu toții trecem prin aceleași game de expresii faciale atunci când ne încearcă vreo teamă. Dacă aveți vreo îndoială, imaginile următoare or să vă spulbere. Atenție însă! Nu întotdeauna expresia fricii rămâne întipărită pe chip atât de mult și atât de evident. Ea poate fi mult mai subtilă și mai fugitivă și poate ține doar o cincime de secundă, cum la fel de bine poate dura și câteva secunde. Iată la ce semnale faciale trebuie să fim atenți pentru a depista frica pe fețele oamenilor de lângă noi. Ochii se măresc, uneori până să iasă din orbite, iar sprâncenele se ridică și ele brusc și mult, ca și cum ar vrea să iasă din decor. Gura se deschide și se lățește, iar instinctul firesc este să inspirăm sonor pe gură. Strigătul de spaimă este opțional. În funcție de context, țipăm sau ne înghițim țipătul. Floare la ureche, veți zice, nu? Corect. Este ușor să ne prindem că unui om îi este frică dacă se manifestă atât de evident ca în aceste imagini, dar dacă avem de-a face cu manifestări mult mai subtile. Ei bine, atunci trebuie să ne formăm magistral spiritul de observație, astfel încât să nu ne scape nimic, nici măcar o microexpresie care ține sub o secundă. Luăm ca obiect de studiu un coleg imaginar de serviciu, să zicem, căruia îi comunicăm ceva. Iată-l. Și pornim de la o expresie neutră. Reținem modul liniștit în care îi stau ochii, sprâncenele, pomeții și gura. Bun. Totul e ok până aici. Omul nu are nicio problemă cu mesajul pe care îl transmitem. Dar ia priviți această schimbare. Colegul nostru și-a schimbat mimica radical. Îi este teamă. Ceva din ce am spus nu i-a picat bine, chiar dacă nu ne-o spune verbal. Fața lui vorbește și ne dă semnalul că trebuie să mai îndulcim tonul, mesajul sau atitudinea pe care o arătăm. De ce? Pentru că frica nu face decât să-i blocheze pe oameni. Orice le-am cere, dacă în ei s-a instaurat teama, va trage după ea o groază de bariere și toată treaba va fi dată peste cap. Orice tresărire de frică pe care o observăm pe fetele colegilor la o ședință, spre exemplu, ar trebui să fie pentru noi un semnal de alarmă. Nu uitați că trebuie să fiți foarte atenți și să nu vă scape nimic de pe fetele oamenilor. O ridicare bruscă din sprâncene, faptul că deodată colegii fac ochii mari sau lățesc colțurile gurii, toate acestea sunt indicii prețioase în comunicarea pe care o avem zi de zi. Cine ține cont de ele va fi tot timpul cu un pas înaintea tuturor. Bun, avem acum toate instrumentele cu care putem căuta oameni buni pe fețele apropiaților noștri, colegilor noștri, membrilor familiei noastre, expresii ale fricii. Cum spuneam și în material, s-ar putea să nu rămână așa
pur și simplu secunde întregi într-o expresie de frică, de teamă, ci să fie ceva foarte subtil, la modul nici nu te prinzi aproape, de asta trebuie să ne formăm ochiul pentru a nu ne scăpa nimic. Cum ziceam și în nota bene, vom fi cu un pas înaintea tuturor, nu la modul că ar fi o competiție, ci pentru că putem anticipa. Ei, doamna psiholog Ruxandra Rășcanu ne va ajuta să anticipăm, să gândim acei pași înainte, astfel încât să nu dăm kicks-uri, ci să bifăm numai reușite. Bine ați venit, doamna psiholog! Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit! Studenților dumneavoastră de la Facultatea de Psihologie din Universitatea București, cum le spuneți, doamna profesor, să își învingă frica? Au teamă de examen cu dumneavoastră? Le au. Vin tremurând așa? Au. Dar se spulberă teama pentru că își dau seama că nu cer lucruri imposibile și ei învață de regulă că frica este o conduită obișnuită, ea apare de la vârste foarte mici și celui mic e frică, mai ales de necunoscut. Când se învârte printr-o zonă unde nu cunoaște, chiar într-o cameră, dacă are un colț pe care nu-l știe, pe fața lui se poate citi, apropo de materialul care l-ați prezentat, foarte interesant și corect din punct de vedere psihologic mai înainte. Deci limbajul corpului și al feții lui îți arată că el s-a speriat de ceva. Mai ales dacă intervin niște factori pe care înainte n-a avut, cum bine spunea, să-i anticipeze. Deci apare un animal sau apare o umbră. Orice factor care intervine, un eveniment, o situație, poate să se traducă printr-o expresie de frică, de teamă, care fac parte din conduita normală. Deci să nu confundăm niciodată noțiunile și conceptele. Frica, teama sunt conduite normale în activitatea copilului de la vârstă mică. Lui câteodată e frică și în cadrul jocului că vrea să ajungă el primul. Și atunci cum să fie pio întâi dacă ceva nu-i merge și nu iese? Și atunci poate să aibă, exact cum arătați, o expresie de frică pe obraz că i-a luat Georgica sau Cătălin, i-a luat-o înainte. Bun, noi trebuie să anticipăm conduitele dacă putem, însă ele fac parte din zestrea noastră de apărare normală a organismului, sunt trăiri afective absolut firești, le are și copilul, și puberul, și adolescentul, și adultul, și bătrânul, dar se manifestă diferit în funcție de intensitatea stimulului care le provoacă. Deci una este ca o mămică să țipe sau o bunică la copil și alta este să vadă el la grădina zoologică un animal imens. Tot frică va fi, dar frica aia are un obiect. Este mărimea elefantului sau a tigrului sau a unei viețuitoare pe care n-am mai văzut-o anterior. Cu vocea bunicii sau mămicii se obișnuiește, cum bine spuneați asta, să înțeleagă că anumite lucruri le putem anticipa. Și sunt copii care de multe ori spun, mie nici nu mi-e frică de tine. Deci am avut cazuri de astea. Mie nici nu mi-e frică de tine. Și părinții vin deconcertați și îmi spun, doamna profesor, dar cum e posibil la 5 ani să-mi spună chestia asta? Există o precocitate extraordinară a copilului și în dezvoltarea lui, cu anumit stimul, el se obișnuiește. Și atunci ei fac parte din setul de conduite pe care el și le înmagazinează, le stereotipizează și atunci când te aude pe tine, chiar dacă îi zici, dacă nu ești cu minte, am să-ți trag o mamă de bătaie. Nu mai reacționează cum te aștepți tu să fie imediat acolo, să se ascundă, să se facă micuț. Mai ales că, mă rog, deși se zice că bătaia ruptă din rai, nu este chiar cea mai pedagogică metodă pentru ca unul mic, unui amic să nu-i mai fie frică sau să nu mai facă niște năzdrăvănii care să te determine pe tine adult să-l pedepsești. Apoi, mergând mai departe pe firul sau în modul de dezvoltare obișnuit al tânărului, al adolescentului și al adultului, vreau să spun că și frica, și teama, și mai târziu, dacă sunt foarte mult prezente, stereotipizate, și mai avem și noi șansa ca să fie în familie unul din părinți sau din bunici, agresiv, o persoană mai agresiv cu el, sau care ei la rândul lor au fost niște persoane depresive, de au avut nevoie de tratament, atunci se transmite o friabilitate, o vulnerabilitate organismului uman și copilașul, deși nu este bolnav, nu trebuie dus neapărat la psihiatrie, dar el trebuie să fie ascultat. Comunicarea între, cum bine ați arătat aici, comunicarea între copil și adult se poate face și doar cu limbajul, nu numai vocal, și cu limbajul trupului, cu limbajul feței. Atunci tu de multe ori poți să fii în situația să-i transmiți uitându-te la el, ridicând ochii sau având o anumită mimică cu care el să învață. Acum aici e un pericol. Să învață cu mimica și zice, aia știu eu că se joacă cu mine, pot să o păcălesc pe mama sau pe bunii. Problema
personală a copilului este ca, vis-a-vis de cel cu care se raportează, să se înțeleagă, să se cunoască, și comunicarea nu este altceva decât cea mai generică activitate umană pe care, în care noi ne punem și sufletul, adică transmitem cu fața, transmitem pe cu mâinile. Pe aspectul ăsta aș vrea să insistăm un pic, doamna Ruxandra Rășcanu. Deci, este important, sigur, și să depistăm pe fețele celorlalți semnale. Poate le-am indus o stare de inconfort, o ușoară teamă de ce urmează să se întâmple. Minunat! Dar acum noi ce trebuie să facem? Trebuie să căutăm cauza, de fapt. Exact. Ok, am văzut efectul. Da. Dar ce e important e să identificăm motivul. Ce anume, din ceea ce am spus noi, l-a făcut pe acel om să intre în defensivă, să ridice garda, indiferent de vârstă. Exact. Și o să vă rog pe dumneavoastră să ne spuneți cum să facem acest search, dar nu pe Google, acest search, această căutare în propriul nostru mesaj, pentru că aici e de fapt semnalul de alarmă. Da. Dom'le, ce am spus de așa manieră încât omul din fața mea a intrat într-o carapace, s-a închis? S-a închis, s-a retras și de obicei părinții fac greșeala că ridic în ton, amenințându-i, fiind câteodată agresiv, nu neapărat fizic, verbal, determină la copii apariția unor conduite pe care chiar ei la un moment dat nu știu cum să le decodifice. Și se tem, nu pot să mă duc la doctor, că la ce doctor să mă duc? Nu, asta nu e de doctor și așa mai departe. Deci vreau să spun că noi putem în firea noastră să avem un dozaj care îl învățăm de la vârste mici, și aici este rolul părinților, și mai târziu al grădiniței, ca el, să, cel mic, să fie învățat să comunice, să se joace. În cadrul jocului să-i permiți la un moment dat să tu să fii empatic, de să te așezi la, cu vârsta ta la vârsta lui și să-i zici ce ți-a plăcut, ce nu ți-a plăcut, dar cum... Uite, zici, să-i spui, dă-mi mie jucăria ta, să vezi cum reacționează. Și dacă el se supără când o iei, atunci deja îți dai seama că el trebuie să fie lucrat pe zona asta, să nu crească o persoană egoistă, care să se închidă în ea și să zică, mi-ai luat jucăria, și să se supere. Pentru că mai târziu, exact cum anticipam, frica, teama, care sunt absolut răspunsuri normale, se pot cimenta și el imită și ce vede în casă, dacă vede figuri triste. Să știți că figurile triste din casă, în genere, sau din ale adultului, se întipăresc în scoarța lui, care este liberă și deschisă și receptivă și plastică, foarte puternic. Și el va fi, dacă, mă rog, are neșansă să crească într-o casă cu părinți triști, cu părinți preocupați, mulți sunt preocupați, ei, cu părinți care știu să... care nu știu să mascheze un pic și să îl încurajeze. Copilul trebuie încurajat de la vârste mici. Ai făcut bine, dar poți. Uite, hai să facem împreună. Și câteodată părintele trebuie să spună, dar știi că eu dacă aș fi în locul tău, uite, m-aș juca așa și aș lua căluțul ăsta și l-aș pune acolo. Copilul nu are altă satisfacție mai mare și se vede pe fața lui, că mă întrebați cum să decodificăm. Îl vezi cum prelucrează ce-i transmis tu și ce-a văzut la tine. Dar ca să nu-mi termin, că vreau să-mi termin de aia, să nu săr, vreau să vă spun că atunci când este într-o casă cu părinți triști, cu părinți, cu bunici, cu frați, zâmbetul, râsul sunt conduite conștiente. El dacă nu le vede, nu poate să le imite. Tristețea este apariția... Sunt mimetici. Exact. Ce văd ei la sunt noi, extrem de mimetici, sunt extrem de... Ei imită, noi și spunem psihologii și eu le spun studenților. Aveți grijă ce spuneți în casă, ce spun părinții. De toate, și bune și rele, și mai puțin academice, mai și vulgare, așa? Și înjurături. El nu știe ce spune, el nu are semnificația. Nu poate să o aibă din punct de vedere al dezvoltării gândirii. Dar el poate să reproducă, eu am avut cazul ăsta, chiar râzând, nu cu o prostioară, pentru că nu știe ce înseamnă. Deci, atenție, părinții sunt cei care trebuie să știe cum să se prezinte în fața lui. Și acum nu zice nimeni să fie actor, dar poți. Adică tu, ca părinte, poți la un moment dat să induci, exact asta este povestea, copilului o stare de relaxare, o stare de bucurie. Pentru că altfel el va crește depresiv, va crește trist, va fi mai mare și când mai are și neșansa să spunem că îl părăsește o domnișoară sau invers, deci indiferent de vârstă și sex, nimeni nu e scutit de niște insuccese în amor, copilul va deveni închis în sine și părinții vin și spun, știți, vreau să-l aduc la psiholog pentru că este trist, nu mai vorbește cu mine, plânge. Și dacă un copil ajunge deja să plângă la 15, nu mai copile, deja puber spre adolescență, la 14, 15, 16 ani, dacă plânge, ți-a dat un semnal că teama lui firească, temerea, frica, s-a transformat în depresie, în ușoare note de depresie și de tristețe. Dacă ne luăm după OMS,
facem o paranteză, om să zice că la fiecare 4 persoane unul a fost trist în ultima săptămână și cel puțin unul din 10 a suferit o depresie în ultimii ani. Acum, noi putem să fim de acord cu aceste statistici, că le-au făcut pe eșantioane de mii, de zeci de mii de oameni. Dar, cum bine ați adus discuția, noi putem un pic, măcar un pic, să sugerăm părinților. Uh-huh. Părinții ar trebui să fie deschiși. Asta este prima condiție. Și nu numai părinților, ci bineînțeles că tot ce vorbim noi aici se aplică și situațiilor de zi cu zi prin care trecem toți. Soț-soție. Da, deci nu rămânem numai la nivelul de copil. Sigur. Și la locul de muncă. Uh-huh. Să știți, este foarte important ca într-o organizație, pentru că sunt șefi, sunt colegi, sunt subalterni. Cum te prezinți în fața lor când vrei să le ceri ceva? Și cum se spune bine, tonul face muzica. Uh-huh. Este foarte important că tu, ca șef, ca manager, să spui vreau să faceți asta până mâine. Și în primul moment îi vezi că s-au retras, uh-huh, și că se gândesc, Doamne, ce-o fi cu ăsta, că îmi pune așa o problemă? Cum să-i fac aia când pentru ea trebuie 4 zile sau 2 săptămâni? E, sigur că acțiunile și respectiv reacțiile copilului, ale adultului care este într-o organizație, seamănă cu ale copilului, pentru că și el se retrage, ca și cel mic. Și intervine exact. Și intervin blocaje. Și intervin bariere. Deci între el și șeful respectiv sau între el și colegii ceilalți care trebuie să coopereze, să fie într-o echipă, comunicarea s-a blocat, exact cum bine ați spus, și el atunci zice, eu nu pot să fac asta, sunt în situația să nu mă mai reculeg, nu mai mă găsesc, n-am să pot să fac, o să mă dea afară. Și de aici, unul după altul, developăm o serie de conduite care oricum nu ne fac bine. Și șeful respectiv, managerul, e în situația, el la rândul lui, să nu mai știe cum să lucreze cu ei. De asta este foarte important și am scris în cărțile mele de psihologie a comunicării cât e de important ca un manager, un șef, oricât de mic, care avea 4, dar care subordine, trebuie să-i cunoască. Trebuie să poată să-i citească și să știe că dacă le spune frumos bună dimineața, e una. Și dacă nu le zice nimic și trântește, bufnește, persoanele respective comunică mai puțin. Deci asta e sfera mare. Această comunicare este mai mult sau mai puțin flexibilă în funcție de doi parteneri. Șeful și subalternul. Sau șeful și cine vreți din organizația. Restul colegilor. Colegii. Sau colegii între ei pe poziții egale. Sau într-o familie. Indiferent de vârstă și sex, și bunicii, și adulții, și copii, toți comunică între ei. Să știți că și pe stradă, și în vecini, este tot vorba de comunicare. Nu-ți convine de multe ori că ți-a luat cineva locul de parcare. Ce faci? Uh-huh. Te superi? Plângi? Țipi? Sunt și lucruri agresive care se întâmplă și violențe. Dar poți să fii la un moment dat destul de civilizat și să spui pe un ton neutru, mi-ar face plăcere dacă aș ști că vă luați mașina, că ăsta este locul meu. Știți, eu am venit mai târziu azi, dar este locul meu de parcare, plătit să zicem. Cel din fața ta poate să aibă o reacție de înțelegere și să reacționeze cum te aștepți. Adică, da, mă scuzați, dar poate să fie și agresiv, să zică, lasă-mă în pace, ce, l-ai venit cu el de la moșie și așa mai departe. Deci omul va fi totdeauna în situația să fie un fel de decodor. Un fel de decodor. Trebuie să-l avem cu noi. Și când suntem mici, și când suntem adolescenți, și când suntem adulți, și când suntem bătrâni, trebuie să putem să decodificăm în cel din fața noastră, indiferent unde e. Și în metrou. Exact. Și să ne adaptăm permanent limbajul. Și noi să putem să avem la un moment dat o conduită vis-a-vis de mesajul respectiv pe care să nu-l accentuăm dacă este, de exemplu, el deja are o reacție. Să mai punem și frână, nu doar pe accelerație exact, în continuu. Exact. Că lumea e tentată să accelereze tot timpul și atunci, de multe ori, blocajele de care vorbeați dumneavoastră și vorbeam și eu, sunt amplificate, sunt augmentate, sunt mărite. Inutil, pentru că se descarcă foarte multe catecolamine, se descarcă acetilcolina și ne facem rău. Dar dacă știm să zicem, cum se spune, numeri întâi până la 3 sau până la 10, respira adânc. Aia, respira adânc și după aia îți pui un facies de bunăvoință, de deschidere, zâmbet. Cu un zâmbet. Te gândești tot timpul, cum zicea Bernard Shaw, că există 100 de feluri de a zice nu și 1000 de feluri de a zice da. Zici așa puțin, vrând să-l câștigi, vrând și tu să te pui într-o situație favorabilă. Și e bine pentru toată lumea. Și, exact. Această idee, doamna psiholog, mulțumindu-vă că ați fost alături de noi și ne-ați spus atâtea lucruri grozave și foarte, foarte utile. Pe această idee vreau să încheiem emisiunea, să fim atenți